Da, strigă cel ce cântărește drept. Aleluia. Sunt cel care numără pașii muritorilor de pe pământ. Aleluia. Cântărește și scrie o stelea la celul ce s-o ostenesc. Aleluia. Cu bucurie, cu dragoste, pentru numele meu și pentru adevăr. Aleluia. V-am cercetat inima multe rânduri, zice Domnul. Dar n-a spus cu luarea minte. V-am adus lumină și nu v-ați bucurat de ea. V-am trimis sfaturi și l-ați uitat îndată. Dacă ați cunoaște voi vremea care vă așteaptă pe fața pământului, zile scurte de libertate mai sunt lăsate pentru copiii mei. Va începe dintr-o dată furtuna și marea strâmtorare. Și cei ce n-au haina de putere, haina albă a neprihănirii, spaima și groaza va cuprinde. Se vor lepăda și vor uita cu încheiat un legământ cu mine. Dar cei care sunt îmbrăcați prin Duhul Sfânt în haina albă a neprihănirii, petfaris sarabilainiat, vor avea de suferit, de îndurat torturi și bajocuri. Vor fi deposedați de bunurile materiale, mutați din casele lor, de lângă soții, de lângă soți și de lângă copii. Cu o vreme crudă și foarte crântină se va porni în curând. De aceea fac strigarea în milă, zice Domnul. Scuturați sărâna, întoarceți-vă inima cu bucurie, că încă lucrez în mare milă și cu mare îndurare. Încă șterne legiuiri, încă leg rând, zice Domnul. Încă întăresc mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Încă las cuvânt pentru unitate în familii și pentru mântuirea fiilor și a fiicelor voastre, a soților și a celor nemântuiți din jurul vostru. Chenabit paradovelt, ceasul vremii vă înșală, ceasul adevărului vă arată timpul. Pentru că mulți dintre voi, privirile s-au îndreptat înspre pământ. Aștepta să treagă negura care s-a așezat pe pământ. Dar urmă la negură va apare norul gros și întunecat cu furtună. O, șelavi sait, faradubia zavult, et faranobelainis, șibot farainis. Dar tot în vremea acestui nor gros și întunecat, razele soarelui care mai cercetează vor mai răsări peste grădini, peste familii și peste tineri. Ferice să strigă de cei care îi cunosc ceasul cercetării, care îi cunosc vremea și înțeleg ce au de făcut în vremea scurtă. Chenabit paradobelainiat, trit paranol sarainiat. Am făgăduit că voi deschide izvorul, dar nu v-ați coborât de pe înălțimi. Nu v-ați lăsat de gândurile care nu-mi plac și ambițiile care le purtați cu voi. Și mi-ați încurcat planul și încetinit lucrarea. Dar în ziua judecății voi trage la socoteală pe cei mândri, pe cei îngânfați, pe cei disprețuitori și pe cei nepăsători. Da! Dar dacă se coboară fiecare în inima lui și se recunoaște, în milă vreau să lucru, în milă vreau să eliberez, zice Domnul, și în mare bunătate să șterne legiuirile. Pentru că râul de apă vie, eu l-am pregătit să curgă în cetate. Și cei ce beau să capete viață, putere de luptă și de biruință. O, și valnifor farabiat, dar căpetenia din întuneric, care s-a angajat cu jurământ în fața balaurului, că va stânge făclia de pe altar, va smulge steagul alb, va locui pâinea din floarea făinii și va așeza negura în înțelegerilor și ceata judecăților, o porni la luptă. Dar dacă veți lua zile deosebite, veți coborî voi înșivă, veți ieși la mărturisire, îi voi nimici planul și voi lăsa felia de pâine albă din floarea făinii. Cuvântul care aduce sănătate, pace, mântuire și biruință. Voi deschide zăgazurile cerului. Aleluia.
Ca aștept tămăduire sufletească. Aleluia. Și vindecare în trupul tău, popor ostenit și înrățuit de lupte, de lucruri vremelnice obosit. Vreau să-ți întind o mână de bunătate. Aleluia. Întoarce-te către mine, că vreau să-ți leg rănile, să-ți iau poverile, să-ți dau o digna promisă și liniștea dorită, ca să cunoști că cel ce-o învia din morți trăiește și are puterea iertării, puterea mântuirii, puterea eliberării și puterea împlinirii făgăduințelor. Amin, amin. Aleluia.